În acest final de săptămână, Baia Mare a fost capitala handbalului pe nisip. Mai bine de 6 camioane au fost descărcate în centrul vechi al orașului, unde s-a desfășurat prima ediție a acestei competiții neobișnuite. Totuși, zeci de iubitori de handbal, amatori sau profesioniști, au trecut pentru titlul de cel mai bun sportiv. Pentru a se amenaja terenul pe care au avut loc meciurile de handbal, a fost nevoie de 120 de metri cubi de nisip fiind distribuiți pe o suprafață de aproape 600 de metri pătrați, adică nici mai mult, nici mai puțin decât 6 camioane pline ochi. Au fost instalate și tribune și scaune pentru cei care au asistat la competiția sportivă. La competiție s-au înscris atât echipe feminine cât și masculine. Pentru că a fost extrem de cald, nisipul fierbinte le-a pus puțin în dificultate. A fost foarte bine, mă bucur să am aici, împreună cu echipa mea Crazy Girls. Super cald, foarte greu, nisipul foarte fierbinte, adversare pe măsură, suntem și prietene și colegi de la sală, unele și colegi de muncă. N-am știut că este, știam de volei, dar de handbal n-am auzit. Este un pic mai greu, pentru că nici nu sare mingea. Îmi place handbalul și am vrut să văd cum joacă pe nisip. Cel care a venit cu ideea organizării acestei competiții a fost fostul campion Tudor Marta, câștigător al Cupei României și a Supercupei cu HCM Minaur. Avem un turneu, o premieră în România, un turneu de beach handball. Beach handball este un sport nou pentru noi românii, pentru că acum abia începem să-l promovăm. Am mai fost astfel de turnee doar la mare, undeva unde plaje există. Am reușit să ducem plajă la munte. Deoarece competiția a avut succes, organizatorii vor să o reia și anul viitor. Foarte bună inițiativă, extraordinară. Da, păi, mai ales că s-a făcut undeva într-un loc public, toată lumea a avut acces, uite așa se face... Păi nu știi de unde sare iepurele. Și sare iepurele și uite așa se face, se creează un public... Da, din o sală e o sală, da, nu da, știi mă rog. Întotdeauna de competiție, știi cum e, știi? Da, da, așa dacă e în mijlocul orașului, ia să vedem și... Bă, da, frumos! E frumos. Bă, dar am uitat de sportul ăsta. Uite ce frumos e. E un sport extraordinar. Și handbalul, și voleiul, și basketul sunt niște sporturi senzaționale. Da, da, da. Mai cu seamă că sunt sporturi în care, într-adevăr, înțelegi ce înseamnă o echipă. Înțelegi cu adevărat ce înseamnă o echipă. Sunt, uite așa sunt, cu toții. Da. Ai văzut cum au urcat pe podium basketbaliștii americani? Da. S-au ținut toți așa de braț, da, da, și au urcat toți odată ca să arate că sunt o echipă. Așa este. Fantastic. Da.